COVID-ul revine în forță la Sibiu și lovește în instituțiile medicale. La momentul de față sunt active în tot județul 5 focare. Unul dintre ele este la Agnita și afectează 17 persoane, iar celelalte 4 sunt în Spitalul Județean Sibiu. Cea mai afectată secție este cea de hematologie. Aici au fost diagnosticate până în momentul de față 30 de cazuri. S-au îmbolnăvit 2 medici, 7 asistente, 8 infirmieri și 13 pacienți. La secția de cardiologie este un alt focar însemnat. Este vorba despre 13 cazuri, dintre care 6 sunt la pacienți, 4 la medici, 2 la asistenți și un caz la un infirmier. Pe secția de neurologie au fost confirmate 8 cazuri, dintre care 6 sunt la pacienți, iar restul la angajații ai spitalului. Cel de-al 4-lea focar a fost depistat pe secția de ortopedie, unde au fost diagnosticați pozitiv un număr de 4 pacienți. Dată fiind situația, conducerea spitalului județean a luat deja măsuri. Au fost limitate atât internările programate, cât și vizitele pentru pacienții internați pe secțiile afectate. În fiecare an, la data de 24 martie, se sărbătorește Ziua Mondială a Luptei împotriva Tuberculozei. Momentul a fost marcat și la Sibiu. Mai multe clădiri din oraș au fost iluminate în roșu pentru a trage un semnal de alarmă asupra faptului că, deși tuberculoza este o boală vindecabilă, ea continuă să facă victime atunci când este descoperită târziu. În plus, boala este extrem de contagioasă. Se ia prin tuse sau strănuți și se răspândește pe arii mari. Pentru a preveni îmbolnăvirile, măsurile elementare de protecție sunt extrem de necesare. Tuberculoza este una dintre cele mai frecvente boli contagioase, care continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică în întreaga lume. Boala se transmite de la om la om, prin strănut, tuse sau salivă, astfel că membrii familiei, prietenii sau colegii de muncă ai unei persoane cu tuberculoză se află la risc de a se îmbolnăvi la rândul lor. Vaccinarea cu vaccinul anti-TBC, numit BCG, a copiilor, menținerea unui sistem imun sănătos, acoperirea nasului și gurii în momentul strănutului sau tusei, spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun, aerisirea frecventă a încăperilor și evitarea spațiilor aglomerate sunt câteva măsuri care pot contribui la prevenirea transmiterii bolii. Ceea ce este îngrijorător este faptul că în ultimul an a crescut numărul cazurilor de TBC și mulți pacienți au ajuns la medic în stadiile grave ale bolii. În 2021 au fost înregistrate în total un număr de 72 de cazuri de TBC în județul Sibiu. Dintre acestea, la finalul anului mai erau în evidențele DSP doar 40. În anul 2022, numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 83, dintre care 76 sunt în evidențe și astăzi. Medicii spun că o scădere rapidă în greutate și o tuse persistentă sunt printre primele semne care trebuie să trimite sibienii de urgență la medic. Este o boală infecțioasă, contagioasă, provocată de bacilul COVID, în numele celui care a descoperit-o Robert Koch, care afectează în principal glumele, dar poate afecta și alte organe, cum ar fi ganglionii, vă spun așa, în ordine, ganglion, oase, meninge, perinichi, etc. Transmiterea bacilului, după cum știți, este realizată pe cale respiratorie, prin picături de salivă, eliminate de persoanele infectate prin tuse, strănut sau spută. Odată ajuns în organism, bacilul ajunge la nivelul alveolelor pulmonare, sacii respiratori, cum este cunoscut în popor, săculeții respiratori, putând provoca inițial o infecție latentă, infecțioasă, ulterior tuberculoză activă, boală activă. Unele persoane infectate, din păcate, pot să nu aibă niciun simptom și să nu fie contagioase și astfel să nu fie conștiente de prezența bacilului. Tuberculoza progresează lent pe parcursul a săptămâni și chiar a câtorva luni, iar simptomele manifestate pot să nu fie natură să alarmeze bolnavi. Majoritatea tratează de obicei ca o simplă răceală sau viroză. Inițial, cei infectați, pierzând în greutate, prin lipsa poftei de mâncare, se numește inapetență, prezentând oboseală, tuse și suferibilitate, aceasta fiind suferibilitatea, temperatura corporală sub 38 de grade. De reținut, persoanele care prezintă tuse persistentă cel puțin 3 săptămâni, astenie fizică marcată, inapetență, cum spuneam, scăderea poftei de mâncare, scădere ponderală, trebuie considerat ca potențial bolnav de tuberculoză sau suspect de tuberculoză. Simptomele, bineînțeles, nu sunt specifice.
putând apare și într-o viroză sau răceală. În spitalul de pneumoftiziologie de la Sibiu sunt internați un număr de 51 de pacienți care primesc tratament pentru tuberculoză. Centrul orașului a fost luat cu asalt vineri de către copii și polițiști. În 25 martie a fost sărbătorită Ziua Poliției Române, iar cu acest prilej polițiștii sibieni alături de cei din structurile adiacente ale MEAI au făcut demonstrații de tehnică militară și de intervenție. Copiii s-au putut poza cu mascați, au văzut autospecialele de poliție, iar apoi au asistat la demonstrații canine. Evenimentele dedicate împlinirea mai bine de 200 de ani de la atestarea Poliției Române vor continua. În ziua de 25 martie 2023 se împlinesc 201 ani de atestare documentară a instituției Poliția Română. În acest context, în perioada 23-25 martie, în județul Sibiu vor fi organizate activități specifice de celebrare a Zilei Poliției Române. Îi întâmpinăm pe sibieni și nu numai în piața Haberman din municipiul Sibiu, cu standuri expoziționale de tehnică folosită în activitatea de poliție, cu ateliere susținute de polițiști din diferite structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, activități în care sunt folosite inclusiv laboratorul mobil de educație rutieră și laboratorul mobil criminalistic, cu tehnică de ultimă generație pentru realizarea unei cercetări eficiente la locul producerii unei infracțiuni. Sunt prezenți alături de noi și echipajele canine din cadrul Centrului Kinologic Dr. Aurel Greblea Sibiu, care efectuează demonstrații de dresaj canin, dar și de prindere și imobilizare a infractorilor sau de apărare împotriva unui atac. În ziua de sâmbătă, începând cu ora 10 și 30 de minute, doritorii sunt invitați la un tur ciclist cu plecare din fața inspectoratului pe traseul Sibiu-Rășinari, Poplaca-Orlat-Săliște, principalul scop al acestei activități fiind acela de conștientizare a conducătorilor auto cu privire la prezența în trafic a bicicliștilor. Tot sâmbătă, între orele 11-13, în curtea școlii gimnaziale din localitatea Săliște, polițiștii vor desfășura activități similare celor din piața Haberman din municipiul Sibiu. Cei prezenți au ocazia de a se familiariza cu principalele instrumente utilizate în munca de poliție, au ocazia de a se informa cu privire la principalele atribuții specifice unei anumite structuri de poliție. Copiii vor putea recapitula principalele reguli referitoare la circulația pietonilor, cei mari bucurându-se și de oportunitatea de a-și testa atât cunoștințele teoretice cât și abilitățile practice pentru a conduce o bicicletă sau trotinetă într-un poligon special amenajat, la scară redusă, sub supravegherea polițiștilor rutieri. Ziua Poliției Române este celebrată și de polițiștii Centrului Kinologic Dr. Aurel Greblea din Sibiu, instituție care sâmbătă, 25 martie, în intervalul orar 12-16, își deschide porțile publicului larg. În ziua porților deschise, la sediul centrului, de pe calea Dumbrăvii, numărul 157 din municipiul Sibiu, vor avea loc demonstrații de dresaj canin, se va putea interacționa cu câinii polițiști și vor putea fi văzute diverse materiale, echipamente și autospeciale utilizate în dresaj și transport de câini polițiști. După o raită printre polițiști, autospeciale testa girofare și poze cu mascații, cei mici s-au lăsat vrăjiți de echipele canine ale Centrului Kinologic Sibiu. De altfel, școala de câini de la noi este una cu recunoaștere internațională, iar aici au fost formate o grămadă de patrupede care au participat la diverse misiuni. Aici sunt școliți câinii de căutare pentru vămi și tot aici învață să găsească victime și cei folosiți, de exemplu, în urma cutremurelor. Pe lângă abilitățile de dresaj, căței au dovedit că sunt foarte buni și la prins rău făcătorii. Și bineînțeles, trebuie principal de poliție din Confisul, primul rând, domn. Acestea au prezentat în continuare, testajul de disciplină executat în grup. Fiecare comandă pe care conducătorul dă trebuie să fie executată în tot mai și la bine, de câinele de servici. În cadrul acestui testaj, doarele, în mersul orașului de conducător, poziția așezată, poziția culcată, întoarce din mișcare, mișcarea împreună cu câinelui foarte mare, foarte mare, exact, le-am gândit și iar câinele lor se duce pe foarte frumos în mișcarea acestuia. La acea de urmă, cu încercare de așteptare, sunt sancționată. Bravo, da, ta-ți rupe, hai!
Creștinii prăznuiesc sâmbătă Buna Vestire sau Blagoveștenia, așa cum este denumită sărbătoarea în popor. Ziua de 25 martie marchează atât de ortodoxi cât și la catolici, momentul în care Îngerul Gavril a venit la Sfânta Fecioară și a anunțat-o că va da lumii pe Mântuitorul Iisus. Buna Vestire este considerată cea mai veche sărbătoare dedicată Maicii Domnului. În această zi, credincioșii care au postit au dezlegare la pește. Este prima dezlegare din postul pascal. Următoarea va fi de flori. În țara noastră, sărbătoarea era încărcată de tradiții, obiceiuri și credințe populare. În satele vechi, bunicii și străbunicii noștri numeau această zi ziua cucului, pentru că se credea că este prima zi când pasărea cântă și anunță instalarea primăverii. Cei pasionați de ghicitul viitorului obișnuiau să întrebe cucul câți ani mai au de trăit, iar apoi să numere de câte ori cânta pasărea. Și cei care își doreau căsătoria întrebau pasărea. În funcție de cântecul cucului știau cam câți ani mai au de așteptat. Dacă însă pasărea se oprea din cântat imediat după adresarea întrebării, exista credința că persoana care a întrebat își va pune pirostriile fix în anul acela. Un șofer neatent a fost la un pas să ia viața unui biciclist joi seară în cartierul Vasile Aron. Polițiștii spun că tânărul de 25 de ani, în timp ce se afla la volanul mașinii, a intrat în intersecție fără a acorda prioritate și a acroșat biciclistul. În urma impactului, bărbatul, în vârstă de 65 de ani, aflat pe bicicletă, a fost rănit. Polițiștii biroului rutier Sibiu au intervenit la un accident de circulație produs la intersecția străzilor Vasile Aron și Șureanu din municipiul Sibiu. Din primele cercetări efectuate s-a stabilit că în timp ce conducea un autoturism pe strada Șureanu, un sibian în vârstă de 25 de ani a pătruns în intersecția cu strada Vasile Aron fără să acorde prioritate și a intrat în coliziune cu o bicicletă condusă pe această stradă de către un bărbat în vârstă de 64 de ani, domiciliat tot în municipiul Sibiu. Biciclistul a fost transportat la spital conștient. În cauză, la nivelul biroului rutier Sibiu, s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a fi stabilite toate împrejurările exacte în care s-a produs acest accident rutier. Victima a fost transportată la spital cu un traumatism craniocerebral și mai multe escoriații. A rămas în atenția medicilor. Timp de două zile, pentru a marca Ziua Mondială a Teatrului, actorii de la Gong își mută cartierul general în liceele sibiene. Adolescenții din liceele selectate vor putea participa gratuit la spectacolul intitulat Zona Minată. Piesa vorbește despre conflictele sângeroase din Balcani, însă este mai actuală ca niciodată, dat fiind faptul că fix în aceste zile, într-o țară vecină, Rusia a pornit un război extrem de sângeros. Revenind la piesa de teatru pe care o pun în scenă cei de la Gong, aceasta a fost gândită special pentru a putea fi jucată în sălile de clasă și spune povestea două tinere bune prietene, nevoite să se despartă din cauza războiului. Cele două fete se reîntâlnesc apoi fugare în Germania, însă aprenta războiului riscă să pună în pericol prietenia lor. În fiecare an, ziua de 27 martie reprezintă sărbătoarea teatrului la nivel mondial, iar pentru a marca acest eveniment, Teatrul Gong joacă în sălile de clasă. Prezentăm spectacolul Zona Minată, un proiect ce a avut premiera la Festivalul Național de Teatru, suntem tare mândri de asta și încercăm să aducem astfel teatrul mai aproape de elevii de liceu într-o montare ce prezintă povestea Balcanilor din anii 90, dar cu consecințe și în viața de zi cu zi, în ceea ce înseamnă lumea din jurul nostru. Spectacolele sunt prezentate cu titlu gratuit, iar cele prezentate cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului au loc la Colegiul Economic George Barițiu și la Colegiul Național Pedagogic.